Intrăm în localitatea Sadova, patria de unde vine sau de unde este născut Igor Nicolaevici Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, arhicunoscut în spațiul public pentru punga cu bani luată de la Plahotniuc. Apropo de punga cu bani, cam așa arăta acea punga cu bani. Și Dodon a spus că el n-a luat-o, că nu știe ce este în ea, dar noi toți știm foarte bine că acolo erau bani de la Plahotniuc pentru televiziunile lui Igor Dodon și pentru Corneliu Furculiță, care le administrează. În același timp trebuie să fac precizarea că în Sadova trăiesc foarte mulți oameni cum se cade, am prieteni aici, am cunoscuți, sunt oameni gospodari și harnici, cu o singură excepție, Igor Dodon și clanul lui. Aici Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, pe care l-am cunoscut și l-am văzut cu toții luând pungi cu bani de la Plahotniuc, și-a făcut un mic paradis. Pe bani furați, pe bani luați de la hoți de miliarde, el și-a creat aici propria lui tabără. Am venit aici de foarte multe ori la tabăra de odihnă Sadova. Era o tabără militar-sportivă cu foarte multe lecții particulare de hipism, de tragere cu arcul și multe alte activități recreative sportive. Astăzi, această tabără a fost transformată în proprietatea lui Igor Dodon pentru el și colegii lui de partid, ca atunci când vor fi obosiți și lihniți de atâta furat și hoțit în Republica Moldova, să se odihnească în inima codrilor, în inima unei păduri. Apropo, pădurile sunt interzise spre a fi vândute. Pentru Igor Dodon întotdeauna s-au făcut excepții. Din păcate, acum nu mai putem să intrăm într-acolo, dar toată lumea de bună credință care a fost măcar o dată în această tabără își amintește foarte bine cum pe partea stângă a acestui drum exista o întreagă grădină zoologică, cu lama, cu lei, cu lupi și așa mai departe. Toate acestea sunt astăzi proprietatea privată a lui Igor Nicolaevici Dodon. Cel pe care l-am văzut toată lumea luând bani de la Plahotniuc, cel pe care l-am văzut închinându-se în fața lui Putin și cel care ne vinde Republica Moldova și pe noi toți la pachet de vii, fără nicio milă, fără nicio jenă. Și el mai are curajul să ne amenințe că o să ne dea la bot dacă o să venim să-i filmăm casele și proprietățile. Ei s-au pricosit cu tot ce vedeți în jurul meu. Hectare de pământ cumpărate din satul lui natal de la oameni forțați să le vândă. Lacuri, iazuri, tabere, pădure. Ei cumpără tot în Republica Moldova, iar pe noi ne alungă de acasă în pribegie. Devenim străini la noi acasă, oameni buni. Dacă nu îl îndepărtăm la timp pe Igor Dodon și colegii lui de partid, atunci în scurt timp nu va mai rămâne nimic din Republica Moldova, iar noi toți vom deveni sclavi pe plantațiile lor, robi la noi acasă. Pentru că ei nu se pot opri. Probabil că mulți dintre voi se întreabă, băi, cât nu-i ajunge acestui om? Când se va sătura odată tot furie și furie? Niciodată. Ei au pierdut deja orice contact, orice limită cu realitatea. Ei trăiesc într-o altă lume în care vor mai mulți și mai mulți și mai mulți bani. Dacă nu o să ne îndepărtăm la timp de la conducerea Republicii Moldova, vom ajunge să fim sclavi la noi acasă. Noi vom deveni o proprietate în mâinile acestor mari latifundiari și multimilionari din culioace de la oligarhi. Dodon și clica lui oligarhică vrea să distrugă tot ce mai rămas de Republica Moldova, iar în loc să-și facă micul lor paradis. Noi fie să plecăm peste hotare, fie să muncim pentru ei, să tăcem cu minte din gură și să nu cărăim și mărăim absolut nimic. Oameni buni, trebuie să scăpăm de ei nu pe jumătate, nu prin alianțe de compromis. Trebuie să scăpăm de ei definitiv și irevocabil. Asta putem face împreună pe 11 iulie, formând o majoritate pro-românească și pro-europeană. Fără Dodon, fără Șor, fără Usatăi, fără Plahotniuc.